Îți mulțumesc. Mai mulți italieni sunt acuzați că au urmat fictiv școala de asistenți în România contra unor sume de bani. Sunt percheziții la școala post-liceală care elibera diplomele acestea. Ne spune mai mult colega mea Georgiana Murgilă, senior editor Antena 3 CNN. Bun găsit, Georgiana! Bun găsit, iată vorbim despre 11 italieni. În cazul acestor au fost dovedite infracțiunile susțin anchetatorii. Iată că vorbim despre 12 percheziții domiciliare și nu numai pentru că au avut loc verificări și la această școală postliceală. Verificări făcute de către anchetatori după ce la urechile lor au ajuns informații potrivit cărora acești italieni obțineau diplome false de asistenție medicali. Asta deși nu au frecventat niciodată cursurile, nu știau nici măcar limba română însă, contra unor sume de bani, iată că obțineau aceste diplome pe baza cărora puteau profesa pe tot teritoriul Uniunii Europene. Așadar, vorbim despre italieni care veneau în România și care ar fi dat bani unor cadre medicale, susțin surse din anchetă, pentru a obține aceste diplome false, deși nu au pus niciodată piciorul într-o sală de cursă iată, susțin sursele noastre. La această oră sunt audiați mai mulți funcționari de la Inspectoratul Școlar Judea țean Mureș, o persoană de la Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașilor și Asistenților Medicali din România, filiala Mureș, de asemenea mai mulți, așa zis, cursanți ai acestei școli poziciale. Vom vedea ce măsuri vor da închetatorii. Îți mulțumesc, Georgiana!